O face prin controlul societății sau prin determinarea de haos, pentru că asta se întâmplă, vedeți ce e în toată lumea, sau o face pentru siguranța și dezvoltarea socială? O face pentru control individual, toate platformele de socializare și smartphone-urile și toate astea au și posibilitatea de control. Nu vă imaginați că la trezorii, tehnologia bună trezorii. Sau face pentru dezvoltarea personală. Modul în care cercetăm, îl dezvoltăm, îl facem prin uciderea animalilor, doar așa ca să fie copaii, sau facem un minim de sacrificiu animal, atunci când e vorba de medicamente care nu poți testa pe om direct. Dar unii fac și teste pe oameni. Una e să fie cu voluntari și alta e să fie fără să știe. Sunt companii care fac teste fără ca omul să știe. Se fac teste pe societăți, pe popoare și pe țări. Ca să vadă cum reacționează. Și să știe. Aplică la ei chestia ca să nu. Sau se face cu respect față de societate. Modul în care folosim descoperirile științifice anterioare. Ar trebui să vă mai aduc aminte că a existat un Nicolae Tesla dintr-o familie de român, în Croația, care ne-a dat curând la matematică și care ne-a dat multe alte descoperiri pe care nu le țin secrete. Și le-a dat acum 120 de ani. De ce nu mergem cu mașina aia cu alimentare din atmosferă care nu are nevoie de benzină? De ce nu transmitem energia fără fir la distanță? Se pare că unii le dezvoltă tăcere și secret. În loc să fie dezvoltate public și cu o educație pe care arată, cu astfel de tehnologie, trebuie să o poți stăpânită, dar nu o stăpânești, trebuie să stăpânești ea pe tine. Se face cercuri de strânse, dar de ce să nu se poate distanță? Sau se blochează pozitia să ne primim. Vă aduc aminte, doar că au fost foarte multe speculații și vă pot spune că sunt reale asupra controlului climatei. Când există o aplicație de filtrare undeva în Europa și la noi în zona Timișoarei apare cu o furtună, eu nu mă pot gândi de la chestia asta. Modul în care folosim tehnologia existentă. O folosim pentru a face bani? Sau pentru cunoaștere și înțelepciune. O folosim pentru putere și dominare? Sau o folosim pentru colaborare și parteneriat? O folosim pentru a bloca dezvoltarea atâta de ce pentru că ai avut ocazia să te informezi și să știi ce pentru mintea mea? Sau pentru a ajuta acolo de ei nevoie? Sunt oameni care n-au apă, n-au mâncare. Au o comandă de soare, de nisip și de apă sărată. Dar nu au portare. Nu știu, poate că e o discrepanță prea mare între tehnologia care am văzut și faptul că unii multe fac acum. Prin urmare, toate categoriile astea au totuși ceva comun. Cele din stânga le considerăm morale, cele din dreapta cu siguranța morală. Dar care e diferența? Sau totuși tehnologia e aceeași? Ceva face diferența. O linie așa, ca un barier. Dar de fapt e un coloan. E ceva care depinde de om, de factorul uman. Dar mai depinde și de Dumnezeu. Pentru că știința și cunoașterea lui Dumnezeu coboară și se transformă în conștiință în om. Asta înseamnă conștiință. A ști la o dată cu. Păi dacă noi nu cunoaștem legile creației, nu ne permite să ne facem joc de ele sau să le folosim pare noastre? Alea trebuie să fie de nu altceva. Și atunci toată zona devine morală. Mai pe scurt, înseamnă respect față de Dumnezeu, iubire, credință, așa cum poate fiecare, respect față de întreaga creație, pentru că noi nu simt aici în amin. Hai să o respectăm. Adică planeta, mediu, floră, faună, minerale, că sunt niște ființe minerale. Respect față de aproape, fie că e vorba de părinți, profesori, maestri, de familie, colegi sau de înaintași, de strămoși, pentru că dacă noi nu știm cine erau strămoșii noi și ce făceau, de unde plecăm? Trasăm noi așa un nivel zero undeva în neam? Eu cred că avem de căutat
acolo la ei, nu poți să ai iubire și nu poți să ai onoare și demnitate. E onoare și demnitate, ceva ce nu mai gândește nimeni. Dar aș vrea să vă aduc aminte că undeva există un site, puteți căuta, nu să vă spun exact cum îl cheamă, care măsoară nivelul de democrație al țărilor. Noi suntem cotați undeva la 6,7 nivelul de democrație. Pot să vă spun, Coreea de Sud și Japonia sunt cotate peste 9 nivel de democrație, în timp ce Statele Unite are 8. În Japonia există o tradiție care are legătură cu istoria lor și cu samurai, care se numește Bushido. Este cult onoare la samurai. Deci onoarea asta, un factor foarte important în dezvoltare la legătură și Japonia, s-ar putea să ai un joc. Și dacă îți vehiculă te întorci, o să și înțelegi ceva ce se întâmplă acolo. Aș rezuma totul la o singură concluzie. Hai să vedem ce pe pregătim la voi societate, pentru că fără rază de vedere. Eu vă mulțumesc. Deci, până la urmă, ne formăm ca cercetători, dar ne formăm și ca oameni ca să putem să folosim cercetarea știința în scop moral, în scop bun. Și mi-a plăcut foarte mult apelul la demnitatea personală. Da? Și asta este pentru dragii noștri elevi, că mereu le pun acest lucru, că cel mai important este să respectăm oameni și atunci, inevitabil, vă respecta pe toți. Eu vă mulțumesc tuturor. De aceste discuții, de modul în care v-ați simțit și să ne implicăm în acest proiect mai departe, pentru că este de lucru, dar cred că o fi frumos în fiecare etapă. Da? Și eu aștept pe mei ceea ce vă rugați să-mi dați, dar fiind recurire, calități, echipele pe care nu le-ați dat completate, când doriți să facem discuțiile dimineață, după amiază, în weekend, pe 27, cine vine, cine dintre, din echipa de profesori, da? Și se dă la legătura ca și până acum. Thank you.